Inflația a scăzut în luna octombrie, dar prețurile au crescut în același ritm accelerat. BNR a anunțat o rată inflației de 15,3% față de 15,9% cât era în septembrie. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la produsele alimentare, cum ar fi zahărul sau uleiul, dar și la gaze. Scăderea ușoară a inflației nu reprezintă neapărat o veste bună pentru români. Asta pentru că prețul coșului de cumpărături este din ce în ce mai mare. Potrivit INS, cele mai mari scumpiri au avut loc la zahăr 62%, ulei 43%, gaze 40%. Se mai reduce inflația, însă ea este totuși la o cotă mare, undeva la 15%, este ceva destul de mult. Și atenție, se calculează față de anul trecut, când și anul trecut a fost o inflație. Prin urmare, partea bună este tendința pozitivă, dar în continuare nu ne așteptăm la reduceri foarte mari de preț. Pentru a putea simți efectele scăderii inflației, acest trend ar trebui să se mențină timp de un an, spun economiștii. Zilele trecute, de câteva zile, Banca Națională României a majorat iarăși dobânda de referință a BNR, tot ca și măsură pentru combaterea inflației. Deci măsuri monetare se iau pentru combaterea inflației, însă efectul se va vedea în timp, a spune eu, de-abia peste un an, probabil doi. Asta nu înseamnă că se reduc prețurile de mâine. Bah, nu, prețurile nu se reduc, însă nu mai cresc atât de puternic dintr-o dată.